Bună ziua. Astăzi vom uh, discuta despre două aplicații care sunt uh, foarte strâns legate între ele. Prima aplicație se numește generarea șirilor de n biți. A doua aplicație, generarea submulțimilor mulțimii 1 2 până la n, unde n este un număr natural mai mare sau egal decât 1. Să vedem uh, de ce cele două probleme se uh, aseamănă atât de bine. Să presupunem că avem n egal cu 9, deci vrem să generăm toate șirurile de n-biți. Un șir de n-biți este următorul. Am aici 9 biți, o să-i numerotez, de la 1 până la 9. Deci, acesta este un șir. Lui îi asociez submulțimea formată din elementele 1, 3, 7, 8 și 9. Fără 9, 1, 3, 7 și 8. De ce 1, 3, 7 și 8? Deoarece acest șir de biți are la pozițiile 1, 3, 7 și 8, valoarea 1. Să luăm un alt, un alt șir de biți. Acestuia îi corespunde sumulțimea formată din valorile 1, 2 și 3, deoarece la pozițiile 1, 2 și 3, în acest șir, se află valoarea 1. Ce submulțime este aceasta? Pentru că niciun element nu este setat 1, înseamnă că este vorba despre submulțimea asociată vidă. Evident, șirului de bit format numai din valori de 1 îi corespunde submulțimea formată din toate elementele mulțimii. Știm de la matematică faptul că numărul de submulțimi ale unei mulțimi este egal cu 2 la puterea n. De asemenea, știm că, evident, numărul șirurilor de n biți este egal cu 2 la puterea n. În continuare să vedem o modalitate prin care Vom genera toate șirurile de ambiți. Vom construi un vector A cu uh, N elemente. Voi lua un uh, un șir mai scurt puțin, să spunem uh, presupunem că N este 4 și vom pleca inițial cu A, peste tot memorând valoarea 0. Ce vom face apoi? Vom construi succesiv în A toate șirurile de biți simulând adunarea cu 1 și pentru că noi la matematică suntem obișnuiți ca adunarea să se facă de la dreapta la stânga, atunci vom aduna 1, dar nu în baza 10, ci în baza 2, adunând 1 aici. Vom obține acesta. La următorul pas, adunând 1, vom obține acesta. Este exact ca la adunarea în baza 10, când am un număr de genul, când adun 1, atunci, pornind de la dreapta la stânga, toate valorile de 9 se transformă în 0. Iar prima valoare diferită de 9 crește cu o unitate. În rest, cifrele rămân neschimbate. Așa vom proceda și aici. Adunând în continuare 1 în baza 2, obțin așa. Iar, încă o dată, adunând 1 și pornind de la dreapta la stânga, ce înseamnă următorul număr în baza 2. Deci avem 1 se transformă în 0 următorul 1 se transformă în 0 și aici identificăm primul 0 care se va transforma în 1. Restul elementelor șirului rămâne schimbate. Bun. Și așa mai departe. La un moment dat voi ajunge la ultimul șir de Biți care reprezintă de fapt pentru generarea submulțimilor mulțimea întreagă, numele de la 1 până la 4. Când în continuare voi adăuga 1, voi obține 0 aici, 0 aici, 0, 0 și acum am ajuns, am trecut de poziția 1 înapoi, suntem la poziția 0 și acel 0 se transformă în 1. Am uh, obținut, deci, iarăși șirul de bis de la care am plecat, cu 0 peste tot, dar știm când, ne, când să ne oprim, în clipa în care componenta 0 a vectorului A devine 1. Să vedem uh, acum programul. Vom uh, citi pe N și Vom declara un vector care inițial este 0 peste tot. Și acum, știm că urmează 2 la în pași. Am spus că algoritmul se încheie atunci când a de 0 devine 1. Deci, cât timp a de 0 este egal cu 0. Avem șirul inițial șirul de biți este 0 peste tot. Îl afișăm. Deci pentru i de la 1 la n afișăm pe adi cu spațiu și tipărim și un enter. Pentru că un șir de bit să se uh, tipărească pe un rând. Uh, trecem la următoarea secvență de n-bit. Simulând, cum am spus, simulăm adunarea cu 1. Deci, cum am spus, pornim de la poziția n către 1 și cât timp. ADI este egal cu 1, ADI se va transforma în 0. În clipa în care am ieșit din for, am ieșit din for fie că e ajuns la 0, fie că ADI este un 0. La poziția I vom pune valoare 1. Bun, să vedem cum funcționează generarea șirilor de n să dăm o 4 și într-adevăr vedem șirurile de biți de la 0 peste tot la 1 peste tot. În continuare vom vedea cum afișăm submulțimile mulțimii 1-2 n. Bineînțeles vom apela la modificarea uh, afișării. În primul rând ca să pară mulțime vom tipări o acolo, de aici. Apoi, la sfârșit, înainte să tipărim un Enter, vom închide acolada. Dar aici nu vom afișa pe ADI oricum, ci vom verifica dacă ADI este 1, atunci afișăm pe I. Atâta tot. Să vedem dacă am reușit. Tot 4 și am pus în evidență aici și mulțimea vidă, apoi submulțimile toate nu sunt generate lexicografic, dar uneori nu are importanță acest lucru. Acum observăm că am folosit un vector care nu este foarte mare, iar motivul este următorul. Având în vedere că sunt 2 la n mulțim sau 2 la n șiruri de n biți, dacă N este uh, 20, numărul de submulțimi depășește un uh, milion. O altă modalitate de afișare a șirului, a submulțimilor, am spus că este echivalentă problema cu generarea șirilor, uh, este uh, următoarea. Nu vom mai folosi uh, vectori de data aceasta. Ce voi șterge de aici? Această porțiune de program voi șterge vectorul A. Cum am spus, numărul de submulțime este egal cu 2 la N. Deci, dacă privim fiecare șir de bit ca reprezentarea în baza 2 a unui număr, atunci practic trebuie să parcurgem toate numerele de la 0 până la puterea 2 la puterea n minus 1. Deci din intervalul 0 până la 2 la puterea n și minus 1. Acesta este intervalul. Deci o să folosim o variabilă care calculează 2 la puterea n ca să știm unde ne oprim. Notăm această variabilă cu n mare. În clipa în care îl citim pe N mare, pe N mic, atunci N mare este 1 fta de N ori la stânga, știm că această operație pe biți este echivalentă cu ridicarea la puterea N a lui 2. Ar fi fost o metodă mai, mai complexă puțin în care să calculăm efectiv N mare prin înmulțiri succesive cu 2 de N ori. În continuare, vom parcurge toate numerele de la 0 până la n mare minus 1. Folosim o variabilă pentru asta, să-i spunem x de la 0, x strict mai mic decât n, x plus plus. Am scris din greșeală de două ori Bun, și acum ce facem? Afișăm indicii biților setați cu 1 în reprezentarea lui n, lui x în baza 2. De exemplu, x este egal cu, să spunem, 6, atunci în baza 2 reprezentarea este 1, 1, 0, avem grijă la faptul că de data aceasta, Știm că numerotarea biților se face de la dreapta la stânga, începând cu bitul 0, care este bitul de paritate. Deci vom parcurge biții cum vrem, de exemplu, de la poziția 0 până la poziția aceasta este poziția n-1, pentru că fiind 3 biti, înseamnă că generăm șirurile de 3 bit sau submulțimile de trei elemente, sunt mulțimile mulțimii 1, 2, 3. Deci vom parcurge cu I de la 0, I mai mic decât e mic, și vom verifica dacă bitul de pe poziția I este setat cu 1. Cum verificăm acest lucru? De exemplu, facem operația și între X și 1 șiftat de I ori. 1 șiftat de I ori înseamnă 2 la putere I. Ia să vedem ce se întâmplă de exemplu aici dacă I este uh, 1. Dacă I este 1, uh, atunci obțin în 1 șiftat de I ori uh, 2 la puterea 1 care se reprezintă 1, 0 în baza 2. Și facem și între cele două numere. Rezultatul este, fiind aici lipsă bitul, înseamnă că implicit este 0, deci bitul 1 și 0, rezultatul este 0, bitul 1 și 1, rezultatul este 1, bitul 0 și 0, rezultatul este 0. Răspunsul este un număr care este nenul. În clipa în care acest bit este setat cu 0. Da? Să presupunem că aș avea un alt număr, 4. Care se reprezintă în baza 2, 1, 0, 0. Atunci verific dacă acest bit, bitul 1, este 0 sau 1. Tot așa fac X și 1 shiftat de I ori. Deci rezultatul va fi 0, 0, 0. De ce? pentru că, de fapt, în acest număr, care este 1 șiftat de i ori, singurul bit marcat cu 1 este cel de la poziția i, restul sunt 0. Operația și anulează, deci, toți ceilalți biți, nu ne interesează, iar dacă aici am 1 și bitul acesta este 0, înseamnă că și acesta se va anula și rezultatul va fi 0. Deci dacă expresia asta este diferită de 0, înseamnă că bitul de la poziția i este egal cu 1. Am putea să scriem așa, avem grijă la faptul că operațiile pe bit sunt foarte puțin prioritare. În lista priorităților sunt pe la sfârșit, în tabelul de operatori la priorități. Deci, întâi facem operația 1 shift de i ori, apoi x și 2 la putere i și rezultatul, dacă este 0, înseamnă că bitul este 0. Dacă rezultatul este diferit de 0, și asta ne interesează pe noi, atunci afișăm uh, i că face parte din submulțime. Deci aici vom scrie așa cum am făcut și la uh, programul anterior. Deschidem o coladă pe care o să o închidem aici. Așa. Și aici, uh, dacă este diferit de 0, afișăm pe i Bun. Nu l-am declarat pe X. Și acum verificăm programul. Asta se pare că nu avem erori și să rulăm. Să luăm N egal cu 4. Am pus din greșeală acolo tot deschis aici. Nu arată bine. Și mai rulăm o dată. 4 și într-adevăr mulțimea vidă. A, un lucru important. Noi parcurgem biții care am spus că sunt numerotate de la 0 la n-1, dar în acest fel s-ar afișa sub mulțimile mulțimii 0, 1, 2, 3. Da? Deci, vom afișa aici în loc de i, i plus 1, pentru ca elementele să fie cuprinse între 1 și n ale mulțimii. Da? Reluăm. Și acum totul funcționează perfect. Vă mulțumesc pentru atenție.